ploaia din ultima vreme, ca și nerespectarea unor reguli ce trebuie aplicate în trafic, mai ales la schimbările meteorologice, acestea sunt doar o parte din cauzele care au condus la evenimentele rutiere nedorite din Giurgiu pe parcursul ultimelor 24 de ore. Pe fondul neacordării de prioritate al nefuncționării semaforului din cauza ploii, în intersecția Bulevardului Independenței cu strada Vlad Țepeș, două autovehicule s-au tamponat astăzi în jurul prânzului, evenimentul soldându-se cu pagube materiale. Șoferul nevinovat și cel mai păgubit a venit cu câteva precizări. Circulam dinspre Tineretului către piață și doamna cu cealaltă mașină a venit spre primărie. Nu s-a oprit la indicatorul stop și m-a lovit. Astăzi sunteți conducătorul taxiului sau acela? Da, da. Amănunte despre accident ne-a furnizat, în schimb, agentul de circulație prezent la locul comiterii necazului. Autoturismul Hyundai nu a respectat semnificația indicatorului oprire la intersecție și nu a acordat prioritatea autoturismului Dacia Logan. Ca urmare, s-au tamponat în mijlocul intersecției, rezultând numai avarii la ambele mașini. Pierderea controlului mașinii pe un carosabil umed a constituit cauza unui alt grav accident petrecut pe raza comunei giurgiuvene Stâlpu. Șoferul de 24 de ani al unui autoturism Renault Clio nu a adaptat viteza într-o curbă pe DN6, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune laterală cu o auto specială condusă de un cetățean de 44 de ani din județul Olt. Trista întâmplare a condus la moartea tânărului conducător al autoturismului și a prietenei sale, ocupanta locului din dreapta, în timp ce șoferul autospecialei s-a ales cu răni ușoare.